Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, vremea se va răci accentuat până în data de 22 septembrie, când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 15 grade. Va urma o încălzire care în zilele de 26 și 27 septembrie se va concretiza prin maxime termice ce vor atinge în medie 23-25 de grade. În zilele care vor urma se va răcori, minimele termice vor urma un scenariu asemănător, dar cele mai mici medii se vor atinge în diminețile zilelor de 23 și 24 septembrie, când vor fi de 6-7 grade. Zilele cu ploaie vor fi puține, dar își vor face simțită prezența, mai ales în zonele montane. De altfel, aici a fost semnalat și primul episod de ninsoare din acest sezon. Pe Transfăgărășan a fost prima noapte în care a nins, iar în zona s-a depus polei. Lucrătorii de la districtul Bulea au intervenit cu material antiderapant în zona Bulea Lac pentru a asigura condiții sigure de trafic. Șoferii care vizitează zona sunt avertizați să circule cu prudență.